se uite la Antena Stars, nici noi n-avem timp, domnul primar, să vă băgăm în seamă cu toate aberațiile astea, că mie mi se pare o aberație, serios, ce ați făcut. Adică nu puteți interzice unui locuitor să asculte manele, dacă locuitorul din Breaza iubește manelele. Să ascultem, frate, în casă la el locuitorul. Dacă domnul primar a organizat spectacolul ăsta, el are puterea acolo. Nu mai alegeți, dragii mei. Găsiți un alt primar la anul care să vă aducă manele. Cea mai bună soluție. Dar orice locuitor are casetofon, are televizor. Dați drumul la Antena Star, să uitați-vă la Adriana Bagmuțeanu, că urmează Dănuț Ardeleanu. Și... normal. Și rog pe locuitorii din Breaza să ne dea mesaje pe Facebook dacă sunt sau nu de acord cu decizia primarului. Că poate așa ne lămurim. Că poate... Eu aș vrea să-i cântăm o melodie, mai ales că pentru toți locuitorii de la Breaza de Sfântă Mărie, pentru toți cei care poartă numele de Sfântă Mărie, avem o melodie frumoasă, cum se numește, să o caute regie, melodia aia ce frumoasă bun de părinții mei. Ce bun sunt părinții mei. Și să fie și de la copiii domnului primar, pentru domnul primar, o melodie cu Dănuț. Stai că o să cânte imediat, imediat cântă și Dănuț, imediat, da. Dar melodia asta o cântă. Melodia asta, ce melodie? Care n-are treabă cu maneaua. N-are treabă cu maneaua. N-are treabă cu maneaua, dar să fie de la noi pentru domnul primar. Cu dedicație. Cu dedicație de la Dănuț Ardeleanu. Ok, imediat cântă și Dănuț. Da, mie mi se pare aiurea, adică primarul ar trebui să se ocupe de bunul mers al unei localități. Să asigure drumuri, canalizare, apă, să le facă locuitorilor păi zile... Păi cu banii ăștia care plăteau un solist de muzică de manele, mai face ceva, o reparație acolo, o stradă... Păi o... nu, el cheamă alte genuri muzicale, adică invită alți soliști. Banii sunt oricum dați pentru aceste evenimente. Păi și și-a completat cu ceea ce îi place dânsului și ce nu mă înțelegi. Și banii de manea care era, a mai, știu eu, a vopsit niște garduri pe acolo. Păi n-a vopsit, nu, deci legea spune așa, un buget local e împărțit. O parte se duce la drumuri, o parte se duce la canalizare, o parte la școli și o parte pentru evenimente culturale. Din acea parte alocată evenimentelor culturale, da, nu se poate lua ca să se... dea în altă parte. La... Dar când se ține spectacolul ăsta? Am înțeles că acum, zilele astea, există un târg, se face un târg la Breaza. Băi, eu, Adriana, dacă noi facem atâta tam-tam pe treaba asta, să nu se întâmple la spectacol acolo să scandeze vremanele, să facă chestii de genul ăsta acolo, să-i dea peste cap spectacolul acestui om. Și atunci, în momentul ăla, să vii, să nu mai se desfășoare. Nu, dar serios, voi nu vă considerați discriminați? Să nu facă cetățenii așa ceva acolo, te rog eu, dacă să-și respecte ferește, primarul. Nu dorim să instigăm și n-avem nimic cu domnul primar, dar mi se pare aiurea să iei o asemenea decizie în Consiliul Local, adică să fie votată de toți consilierii. Eu chiar am zis pe bune, chiar acum să se întâmple la spectacolul ăla, intrăm pe scenă, știu eu, un mare artist, știu eu, de muzică populară sau muzică ușoară și tot să scandeze vremanele, jos primarul, să nu faceți de ceva. Să nu faceți așa mine. Ceva, nu, nu, să nu. Să nu faceți de da, ceva, eu te vă duce la anul manele. Chiar nu te simți discriminat? Eu? Da. Absolut, de ce e loc pentru toată lumea? De ce? Dacă omul ăsta niciodată nu te poți băga cu forța pe gâtul unui om, dacă el nu place, lasă că există loc pentru altă lume care ne place. El a luat hotărâre, măi, el taie și spânzură, ce e greu de înțeles, noi trebuie să înțelegem. Primarul face ce vrea în orașul lui. E bine, dar bănuiesc că erau și alte probleme în Breaza, în localitatea Breaza, în afară de genul muzical care se cântă la un eveniment. Nu? Adică eu cred că la zilele orașului sau la o sărbătoare de genul ăsta ar trebui invitați soliști din toate genurile bine, muzicale, nu? Totdeauna un spectacol cu cât e mai diversificat și cu mai toate genurile muzicale poți completa gusturile fiecărui exact, cetățean. Exact. Dar dânsul dacă așa hotărăște gusturile, ți-am spus eu și repet pentru a nu știu câta oară, gusturile le lasă pentru apropierea alegerilor, draga mea. Ce nu înțelegi că ai văzut că nu găsești în perioada alegerilor, nu găsești un manelist pe nicăieri, toți au spectacole. Ăla e momentul lor care să câștige și ei un bănuț. Acum, în perioada celor 4 ani, aduce primarul până Gogu, până Stelian, pe Stanca, pe Ancuța, prietenii lui care mai cheamă pe la un șpriț, să mă vină și la alea. Ce e greu de înțeles? Dacă omul nu-i place maneaua, trebuie să îl condamnăm în galul ăsta. E, domnule, e opțiunea lui că nu-i plac manelele, ok, eu știu ce vrei tu să spui, că nu e normal ceea ce nu-i place lui. Trebuie să placă locuitorilor, toți oamenii, da. Toți oamenii care vin și își plătesc, despre impozite vorbeam puțin mai devreme, și despre una și alta. Bănuții aia care dânsul îi alocă pentru acel spectacol, nu e și banii cetățenilor ba, din da? Oraș? Pe ce bani face? Pe buzunarul dânsului sau face pe banii? Pe buzunarul locuitorilor. Și atunci
Dânsu, mai strenuți face pe probleme cu astea, spui oamenii în cap și planul nu te mai votează. Mai bine luai și un manelist acolo și terminai și zădeai de tânăt, trebuie să îți băgai degetele în urechi când cânta manelistul. Dar cine știe, o fi fost vreun incident cu vreun manelist pe la Breaza? Ia caută Denisa pe net, ia vezi. Poate a avut domnul primar vreo experiență tristă cu vreun manelist? Păi da, nu trebuie să-i condamne pe toți. Noi suntem pe fiecare, avem și noi statutul, poziția noastră, respectul, nu? Fiecare suntem așa, nu trebuie să fim catalogați și băgați în aceeași oală toți. Poate unii dintre noi poate să-i placă să fie pe gustul domnului primar. Dar poate n-a avut el timp să vă asculte prea mult genul ăsta. Uite, dacă ar fi să-i faci câteva dedicații domnului primar, în afară de ce o să ne cânte imediat Dănuț, ce melodii celebre așa din... Uite, eu am curaj să fac părul cu tine în emisiune, te rog să mă crezi. Și dacă domnul primar ascultă melodia asta cu Dănuț Ardeleanu, cu promisiune solemnă, dacă cumva m-ar solicita vreodată, se spune și spune în fața întregii românii, că el lui o să... Am atâta siguranță și întotdeauna eu știu ceea ce fac, sunt sigur pe mine. Melodia asta o să-i placă domnului primar, care păi hai atunci să Dănuț ascultăm Ardeleanu. Melodia. Și să vezi tu că la anul vezi la Breaza pe Dănuț Ardeleanu. Deci cu dedicație pentru domnul primar din Breaza, de la Dan Bursu. Și apă zi de zi mi-a dat povață. Câtă grijă am avut până mare m-am făcut. Tată, nu pot să te uit vreodată. Cât ai muncit pentru mine, te-ai chinuit ani de zile. Cea mai bună mamă, cât ai muncit pentru mine, te-ai chinuit ani de zile. Oh,
Pentru asta îi sărut mâinile ce m-au crescut. Tată, 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 nu pot să te uit vreodată. Cât ai muncit pentru mine, te-ai chinuit ani de zile. Mamă, 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 tu ești cea mai bună mamă. Cât ai muncit pentru mine, te-ai chinuit ani de zile. Asta a fost din partea noastră, din partea mea, Tănuț Ardeleanu, Laura Vas, inclusiv Adriana Bagunțeanu, pentru cel să mai trăiască, domnul primar, și bun primar de la Breaza. Deci există o hotărâre a Consiliului Local prin care la zilele orașului, ce vor fi organizate în prima parte a lunii octombrie, sunt interzise de săvârșire așa. Jocurile de tip alba neagră, orice alte jocuri de noroc și difuzarea de manele. Da, aici suntem incluși noi? Da. Cum ți se pare această hotărâre de Consiliu? Deci, fraților, oameni buni, alte probleme nu mai există în orașul Breaza decât manelele și alba neagră la zilele orașului. De ce treabă are maneaua cu jocurile de noroc? Păi asta întreb și eu. La noi e o muzică frumoasă care ți intră la suflet, te răcorește. Ce treabă avem noi cu jocurile de noroc? Noi nu avem nicio treabă cu jocurile de noroi. Ai înțeles? Noi suntem artiști, suntem muzicanți, noi știm să înveselim, să cântăm lumea prin vorb, cu textele noastre, prin acordurile noastre muzicale, atât care te pătrund așa și ți intră la sufletel. De ce trebuie să găsească domnul primar soluții de genul ăsta și să ne asocieze la maniera asta? Domnul primar, ce aveți, domnul primar? Vă rog să reveniți. Nu trebuie așa. Maneaua trebuie să rămână, jocurile aveți dreptate. Nu e voie. Și poți să-i spun eu glumesc, te rog să mă crezi. Eu îmi dau seama că tu glumești și îmi dau seama la fel că ai o supărare, adică nu e chiar în regulă. Tu crezi că supărarea mea acum, oricât aș fi eu de supărat, crezi că poți să reglez lucrurile astea dacă dânsul a hotărât așa și toți consilierii dânsului care sunt în scaun puși, păi poate să spună, problemă? Să nu spună ca șeful. Da, șeful, cum spui tu? Băi, e ca mine tot ce spun eu? Normal. Bineînțeles. Laura, nu e ca mine tot? Așa e, da. Uite, vezi, consilierii mei, eu hotărăsc de azi încolo să cântați numai la Breaza. Da, apropo, dacă vreun localnic din Breaza vrea să-și facă nunta și invită un manelist, trebuie să meargă să ceară acordul domnului primar, să-i spună: domnul primar, cu bunăvoința și îngăduința dumneavoastră, sunteți de acord să-mi cânte și mie la nuntă Tănuț Ardeleanu și Laura Vas? Și atunci... Nu, serios! Deci, uite, zilele orașului e totuși discriminare. Dacă în octombrie, da, să spunem, un locuitor din Breaza se căsătorește și invită la nunta lui un manelist. Deci pe durata acestui târg. Respectându-și primarul, trebuie să meargă la dânsul să ceară acordul. Deci, când iubești un primar, nu trebuie să treci peste cuvântul lui. Și mofturile și poftele pe care le ai, trebuie să te duci să-ți consulți primarul în care, stimații telespectatori, aveți grijă. Aveți grijă să procedați la fel ca domnul primar. Și cei care locuiesc în orașele lor se ducă să sfătuie cu domnul primar. Ce ziceți? Ascult și o simfonie? Sau muzică de ascultare cu Sorine Cunoscutu? Sau ascult și eu pe Maria Ciobanu? Sau pe Laura Vas? Sau pe Temice? Da? Și atunci primarul spune: tu, asta ai voie, asta n-ai voie. Ieși afară și vină altă dată. Da, stai puțin, înțeleg că tu ai o firmă respectabilă, tu ai chitanță, nu la toate evenimentele astea? Evident, de ce n-a apelat la mine? Că eu știam cum trebuie să procedăm.
Da, sau la Marius Gavrilă, prietenul meu care se ocupă. Acum eu nu știu dacă se ocupă Marius Gavrilă, dar pentru mine unul dintre cei mai mari organizatori din România e Marius Gavrilă cu compania lui Mix Music, care toți primarii sunt mulțumiți de serviciile lui și de toate spectacolele organizate de acest om. El întotdeauna știu să mulțumească toată lumea și să aducă cei mai iubiți cântăreți, să aducă toate genurile muzicale. Da. Și a ieșit întotdeauna un spectacole de mare anvergură făcute de acest om. Domnule, deci așa se rezolvă problemele României, ați înțeles? În Breaza sunt interzise manelele, iar ANAF-ul ia la puricat averile maneliștilor. Nu, dar chiar așa să fac averi din muzică, Dane? Păi mă, să fac, dacă vezi, când a pus problema aia cu bacșișul, a fost bună, dacă era și intra în vigoare aia cu bacșișul, să știi că da, chiar, nu cum mai e cu se făceau averi. Păi, cu bacșișul, cine spune cineva ca să plătești ceva undeva? Eu când îi dau la frizer sau la măcelar sau la taximetrist sau la ospătar sau la o gagică, să mă ierte soția mea că spun acum, cât o șpagă frumoasă îmi spune stai, dănuț, că vreau să stai o chitanță sau o factură, e tot un bacșiș. Și pentru orice, dacă cumva să dă o lege de genul ăsta, așa e și cu lăutarul. Să am sănătate câte evenimente am trimis eu, te rog să mă crezi ce spun acum, fără neapărat să mă înțeleg, știu eu, pe o sumă de gajul de a cânta. Da. Știam că sunt băieți buni, care sunt 10, 20, 30 de prieteni care se strâng ei și știm că avem de ciugulit, pardon, scuză-mă că mă zăpăcesc. Și mergeam și primeam bacșișuri din astea. Acum, din bacșișuri din astea, să știi și tu că s-a putut strânge, dar a putut să-ți permis să-ți cumperi ce vrei tu. Acum dânsii sunt mai bună măsură. Tu îmi ceri mie acum o explicație, care eu sunt un artist, eu mă pricep la muzică, iar cei de sus care ne conduce pe noi, ei trebuie să ia măsurile cele mai bune. Păi aici nu înțeleg. Bun. Știu cele, deci cele să zicem că cineva tocmește un solist sau mai mulți de la tine pentru un eveniment, da? Da. Fixați o sumă, da? Îi tai omului chitanța, factură tot. Da. Iar la evenimentul respectiv, solistul, uite de exemplu Dănuț Ardeleanu, mai primește un bacșiș de la un... Păi consumator, și cum trebuie, nu? Să facă cu bacșișul? Păi asta întreb și eu, cum se face? Adică el trebuie să meargă Dănuț Ardeleanu la nuntă cu casa de marcat după el? Păi nu știu, trebuie să ne învețe oameni care se ocupă de așa ceva. Eu vrei să învăț eu oamenii care... Astea sunt lucruri de oameni care știu să stabilească lucrurile astea. Eu mă pricep doar la muzică. Dânsii sunt în măsură cum să facă cu astea. Nu-mi permit eu să vorbesc în locul altor persoane care sunt demne de a lua hotărâri pentru treaba asta, da. Noi dăm bacșișurile astea care dăm mici copii. Hai să spun ceva, mi-aduc aminte de tatăl meu, care îmi spunea, auzi mă tată, povestea de bunicul, vorbea tata. Noi ne venim de undeva, de la țară, de la Valea Arcovei sunt eu. Stai, fii atent, țineți vorba, te rog frumos. Țineți vorba, luăm publicitate și îmi povestești după aceea. Și ți-am promis, uite aici la tine, în cadrul emisiunii tale, îți fac un cadou, un bișon maltez, în care dau unul proaspăt, unul nou, unul tânăr, un copil în care să ai tu grijă. Da, mă, dar sărea cu cățelul meu, după ce că e bătrânel, e bolnăvior, pe unde o fi el acum? Nu vrei să-ți povestesc cu tatăl meu, ba, că da. Începusem și poate ba, telespectatorii da. Vor să asculte ce vreau să spun. Da. Mă întrebai cu bacșișurile și cu toate astea. Îți spun o poveste frumoasă că, uite, la o zi mare vorbesc de tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească. Îmi povestea ce se întâmpla cu boierii. Spunea așa tata, îi numea chiaburi, burghezi. Tată, nu exista, mergea tatăl meu la cântări și mă lua cu el, pe tatăl meu lua la cântări. Și făceau ei, cum e astăzi, Sfântă Mărie, spre exemplu. Nu erau plătiți neapărat cu bani sau cu temirce, cu porumb, cu grâu, cu făină, cu un vițel, cu un purceluș, cu două găini, cu doi curcani, până trimite și tu lupituți acasă, spunea celor de acolo din astea, mâine să duceți la el grâu, făină, porumb, și astea. Erau plătiți prin lucrurile astea. Dar erau tot un fel de bacșișuri sau știu eu, gajurile pe care se înțelegeau, nu neapărat nu se înțelegea, trebuie să-mi ceri atâta ca să poți să vii să cânti. Deci bacșișurile astea sunt... de sute de ani, ai înțeles? Da. Și tata îmi povestea lucrul ăsta și spunea, tata, noi cântam de multe ori pe doi porci sau pe un vițel sau știu eu, pe o căruță de lemne sau cântam pe... Și noi stăteam și înveseleam oamenii acolo și nu cânta așa o oră, două, cânta o oră în șir și stăteam picioarele tuturor oamenilor acolo, unul mai și înjura, unul mai vorbea și mai porcos și mai astea. Ăsta e lăutarul, noi din asta am trăit. Dacă noi trăim într-o altă era acum și noi trebuie să ne conformăm noilor legi care domnii de la putere hotărăsc ca noi să ne conformăm așa cum consideră dânsii, noi
va trebui să facem așa cum cer pe păi asta n-am înțeles. Deci, uite, îmi spune colega în cască, au fost controlați până acum 18 maneliști și au fost găsiți cât, Nicoleta, aproape 4 milioane de euro, auzi. Vai, dar cine unde sunt banii? Acei... Sunt desenați? Banii cine ca? Sunt? Bani nejustificați, auzi. Cine sunt maneliștii respectivi? Nu sunt specificate numele. Eu sunt absent, eu nu știu de lucrul ăsta, dar mi se pare o sumă foarte fabuloasă, foarte imensă și nu știu dacă există sume de genul ăsta. Bine, bănuiesc că... Din punctul meu de vedere. Pentru că aici să spun eu dacă e nevoie de așa, cât se poate de scurt ca să nu intru prea mult în subiect. Oricare solist sau știu eu consacrat, el nu cântă singur sau intră lui bănuțea. Are și el o trupă, are și el un taraf, are și el cheltuieli. Banii care îl vede pe solistul ăla că el ar câștiga, trebuie să împartă și cu cel care armonizează, care îl acompaniază, da. Care știu eu, există bani care se duc la orchestrator, la textier, la... Nu singur câștigă banii ăștia, trebuie să existe întotdeauna câte o echipă în spatele lor. Și sunt cheltuieli ca peste tot, dar asta eu știu de ce se întâmplă, din cauza, nu aș vrea să-i supăr acum pe colegii mei, dar modul care s-au etalat fiecare așa, printre mici, au lăsat loc de interpretări și probabil au supărat sau au deranjat. Adică cei care au oameni. Apărut la televizor cu mașini de lux, cu vile luxoase, nu? Posibil, poate astea sunt și motivele care sunt create și în afară de asta... poate a deranjat sau a supărat pe cineva prin modul ăsta. Pentru că dacă ai, eu zic că e mai bine să o ții pentru tine și pentru familia ta și să te comporți mai știu eu cum, încât să nu deranjezi pe cineva vreodată. Probabil asta e opinia mea și asta îmi permit eu să o spun. Iar dacă, repet, dacă cumva e nevoie de a să conforma noilor legi, fiecare dintre soliști, dar nu neapărat de manele, poate să fie el din orice gen muzical, i-ar fi ok ca să respecte ceea ce se impune. Normal, deci fiecare vrea să respecte legea, nu? Păi, normal. Dacă trăiești în țară sau oricum, dacă ai trăit în Germania sau știu eu, într-o altă țară, n-ai respectat legile de acolo. Dar de ce ANAF-ul vrea neapărat să-i amendeze pe maneliști? De ce nu s-a dus ANAF-ul și la, nu știu, un cântăreț de romanțe sau de muzică ușoară? Sau de populară. Dar poate îi vine rândul la fiecare. Dacă dânsii știu, poate au răbdarea necesară și dânsii lucrează la lucrurile astea și se va interesa pe fiecare. Dar cred că cea mai bun lucru când intri și ai bătut numele la financiar și la fiș și vezi cum stă fiecare, nu știi ce poziție are fiecare și cât de bine s-a conformat fiecare. Acum, eu nu vreau să condamn pe nimeni, Adriana, înțelegi? Dar fiecare dintre noi știm ce avem de făcut și ce obligații avem. Și câte cunoștințe avem în domeniile astea, dacă nu avem cunoștințe, va trebui să ne luăm sau să ne angajăm oameni care să ne învețe cum trebuie să ne conformăm. Știu eu, un avocat, un jurist, un expert contabil sau mai știu eu ce. Și de acum încolo, fiecare să știe ce are de făcut. Deși să știi că fac lucruri frumoase și bune care duce la o clădire, la ceva bun și frumos de viitor. Și e bine pentru toată lumea, nu? Cum fiecare muncitor, știu eu, de la orice fabrică își plătește un impozit sau asta, consider că și ceilalți din lumea noastră și noi ar trebui să facem asemenea lucruri. Dar, explic, s-au făcut foarte mulți bani sau s-au câștigat bani mulți din bacșișuri. Acum, dacă exista o metodă sau știu eu, o lege în care să se spună treaba asta, trebuie să conformeze fiecare pentru situația asta. Păi aia e, cum se duce Dănuț Ardeleanu la cântare? Uite, eu sunt curioasă. Dacă el ia, câștigă și la dedicații extra față de contractul pe care l-a semnat? Da, dacă el ia 10 milioane și are 7 artiști, da? Da. 7 instrumentiști. Da. El ia 10 milioane, cât le vine? Le vine cât un milion. De aia milionul ăla, iau și ei șoferi că au ajuns acolo. Au și ei, știu eu, o țigară, o cafea până ajunge acolo. Cu cât rămâne? Ți-am dat un exemplu minor. N-aș vrea să mă judece greșit cei care ne urmăresc. Ia 100 de milioane. Iau câte 7-8 milioane. Ce trebuie să facă din aia 7-8 milioane? Trebuie să ducă, să spună, am luat bacșiș, eu nu știu dacă există vreun cetățean, știu eu, care primește anumite bacșișuri, neavând acum direct vorbind despre un lăutar. Eu vorbesc de orice altă meserie, care primește un bacșiș tot la fel de 10 milioane, ce are de făcut cu aia 10 milioane? Un ospătar sau un frizer sau un măcelar sau oriunde te duci, care știi că trebuie să stimulezi serviciile acelui om care e plătit. Da. Eu am cunoscut în vara asta foarte mulți ospătari care lucrau undeva pe la diverse terase, restaurante, care îmi spuneau că ei sunt cu un salariu minim, dar baza lor e pe
bacșișurile care le câștigă. Ce spui, Laura? Și doctorii, da. A, nu vreau să vorbim de doctor, că de ei avem nevoie. Eu niciodată nu vorbesc de doctor și de popi. În viața mea eu îi respect și dacă n-ar fi ei, am fi distruși. Da. Doctorii să le dea Dumnezeu numai bine, că ei știu să ne mai prelungească un pic viața dacă cumva ne găsesc. Iar popii întotdeauna, ei sunt îngăduitori să ne citească acatistele și să ne ducă... Să ne ierte de păcate, la, da. Să ne ducă exact bine și să ne... Nu vreau niciodată să vorbesc, Laurica. Bun, vorbește, eu sunt curioasă. Eu nu-mi permit să vorbesc așa ceva. Eu sunt curioasă cum o să meargă Laura sau Danuț cu casa de marcat după ei. Și ce scrie acolo pe bon? Dedicație, nu? De la Adriana Bacmuțeanu. Dedică, m-am născut între Carpați. Și mai departe. A, mi se pare foarte bine, ciudat. Bine, dar asta ar trebui să scântăm decât când e salariu. Nu? Da, când e salariu. Păi așa să faceți. Eu zic să ne cânte până una alta Laura Vas, pentru că azi e Sfântă Mărie, dragii mei. Da, cu cea mai mare plăcere. Hai să fie veselie, azi e Sfântă Mărie. Și mulțumesc, Doamne, că ai venit astăzi aici la noi. Da, mulțumesc și lui Danuț și, bineînțeles, Laurei. Oricând, cu dragoste și multă plăcere. Mulțumesc mult.